nu ne comunică. Da, dacă trece două aici, am dat prin dozele. Aici se vede, da. Așa e, așa, scurt, mai zice, nu puteam să vedem. Mai unul la gazul, la piele, care pun la aici, de ce are locuit de tot? Mergeți. Doamne, ce frumos e aici, Doamne! De pe acolo? Da, pe acolo trebuie să ieși.
te rog, cum ți se pare cascada? Mi se pare extraordinar de frumoasă. Nu am știut de ea până acum. Și este un loc extraordinar. Spune-mi, te rog, ai mai fost aici? Ce știai de cascada? Nu am mai fost niciodată aici. Astăzi am venit normal să vizitez cascada Bigger, dar mi-a recomandat niște prieteni să vin la Moceriș, la cascada aceasta, și le recomand tuturor care le place natura, căderile de apă, le recomand tuturor să vină aici. Suntem aici? Leonardo. Văd că ești cu aparat de fotografiat, ești în armat, ce cauți aici? Da, am ieșit azi, vin duminică, weekend, am zis să-mi petrec ziua într-un mod cât se poate de frumos, la ieșire din oraș. Am mers cu gândul să plec la Bigger, doar că întâmplător am aflat că există o cascadă mult mai frumoasă, mult mai spectoasă, mult mai mare decât Bigger. Turiștii stau într-o parte care nu au aflat de această cascadă și uitați-vă, e o cascadă superbă, uriașă, frumoasă și apă din belșug, aer curat, drumul este superb până aici, pitoresc, foarte frumos. Le recomand și altora să vină aici? Da, cu siguranță, chiar eu, având în vedere că fac poze și sunt amator, chiar o să postez și o să dau la toți prietenii mei să vină aici cu mare drag, că e o cascadă frumoasă. Spuneți-ne, vă rog, unde ne aflăm? Bună ziua, mă numesc Dărleanu Andrei, sunt în localitatea Moceriș, ne găsim pe Valea Mocerișului, la 4 km de sat. La cascada Moceriș, un loc superb, deci care nu a fost promovat ca Bigger-ul, dar cred că e de o frumusețe... Cel puțin la fel ca Bigger-ul. Cel puțin, dacă nu e, numai nu a fost promovate cum e. Asta, deplasarea până aici se poate face cu motocicleta, cu ATV-ul, cu mașini, dar un pic să fie mai înalte, pentru că e un pic de trecut mai rău la vadul care spune apă. Dar în rest, cu mașini de teren și mai bine merge. Dar și cu mașină un pic mai înaltă. Cine vrea să vadă o natură adevărată, o natură virgină, să vină să viziteze cascada Moceriș, care este în spatele meu. Și vă așteptăm, drumul e acceptabil, deci o să fie indicator, este deja Moceriș instalat, indicatorul, chiar după ce se trece podul peste râul Moceriș, e indicatorul care indică unde e cascada. O să punem indicatoare la Bozovi și la intersecție la Lăpușnicu Mare. Și vă așteptăm cu drag la cascada Moceriș. La cascada Bigger, a trebuit să puneți acolo un indicator. Nu pot. Dau un mesaj dacă ai zis să mergi. Să vii și vizitezi Bigger-ul și după aia zici, băi, n-ai zis unul, mergi și acolo. Asta. Asta. Vali, iată mai e una și închisă de mușchi, așa. Bă,
Uite așa puternic. Păi și la bigger are distanța mică, dar nu e zvor așa de tare. Peșteră, de cum venea apa. Nu că duci jos, o spar geamul la colin. De ce stau venit de sus? Da, de sus, de acolo, de sus. Uite-le, mă. Cred că e de uriaș. Na! Așa, unde ne aflăm aici? Ce aici? Aici ne aflăm la izvorul râului Moceriș, în locul numit Poiana Morii, deci care e tot pe Valea Moțerișului, numai așa îi spunem noi. Și cascada unde e? Cascada de aici, cât se fie până la cascada, în aval de izvor, la 400 de metri, cred că nu sunt 400 de metri. Am putea spune că e una dintre cele mai curate cascade. Păi e curată că nu-i poluat râul, deci nu s-a aruncat ce peturi, gunoaia, nu-i aruncat nimic pe el. Cred că e una dintre cele mai cascade, mai curate din România. Doni, în față, aici. Aici. Aha. Uite-te în cameră și vezi că se dă zupă. Uite-te, Leo, cu ochi. Hai, dacă vă deregla, aici, nu? Leo, nu s-o deregla, uite-te. Aici, mi-arată poza. Ești de la Oravița, ai avut vogadică la Oravița. A rămas cu obsesie. Hai mă, că ai avut vreuna de la Oravița, că cu stelcile alea sfaine. Nu, plăcuțele de schimbate acum, plăcuțele de spate. Bună, bună, tu ești! Bună, bună, bună!
Spuneți-mi, vă rog, ce faceți aici? Măcinăm fănină la, pentru animale, la, la porci de grâu. E grâu de la dumneavoastră? Da, da, da. Și spuneți-mi, vă ajută moarea asta mult? Foarte mult, foarte mult ne ajută. Unde ne aflăm acum? Prăvalea satului Moceriș. Moara din Pripor. Câți ani are moara asta? Peste vreo 60 de ani are. Și mai vin oameni sau numai dumneavoastră? Da, vin. Vin de prin sat, vin... Hai că eu sunt aici, din... Cascadă, foarte veche și necăutată de nimeni. Și are un potențial foarte mare. Dar trebuie un pic de sprijin al primăriei să facă drumul accesibil până la moara asta care e unicat. Moara Pitulată, parcă este. Nu, moara din Pripor. Moara din Pripor. Moara din Pripor care merge și astăzi. Face fănină pentru cozonaci și covrizi. Vă mulțumesc la antena... Unu. Sau care? Ia, ai văzut cascada? Da. Cum e cascada? Foarte frumoasă. Ea e nemțaic. Care e mai frumoasă, Bigărul sau Moșerișul? Amândouă. Da. Mulțumesc frumos. Ați văzut cascada? Încă nu, încă nu. Acum mergem la cascadă. Dar am văzut-o în alte reportaje și mi s-a părut spectaculoasă. Și ați văzut și Bigărul? Bigărul, da. E foarte frumos Bigărul. Dar acum e apa mai mică. Și care vi se pare mai frumoasă, așa, comparându-le un pic? Amândouă. Amândouă mi se par frumoase, fiind de la noi din zonă. Dați văzut cascada? Acum urcăm la cascadă, da. Ce ați auzit de ea? Astăzi. Nu când? Am văzut-o pe internet. Am văzut-o pe internet. Pe internet și am zis, Doamne, e lângă noi și noi n-am fost. Și stând de vorbă cu Mocerișanu, el ne-a zis, a, păi din copilărie, eu știu. Da. Da. Și acum urcăm la ea. Nu trebuie să pierdem ocazia. Am văzut toate obiectivele de aici din zonă. Și cum vi se pare? Superbe, dar nu, sunt drumuri proaste. Drumuri proaste. Bune, da. Păcat. Păcat de zonă. De așa peisaje de zonă. Cum e ascunsă. Bunghi, ascunse, ca o mai spaină. Eu tot am mai băgat-o prătăie. Așa încet, încet. Am făcut și grupul la cascada Moșiriș, am făcut. Am înțeles că ai băgat un buldozer. Am băgat buldozerul, mă știu așa. Mi s-a rupt ăla. Un om, s-a rupt zala. Eu îi rugă, ia zuliți, că știi că eu nu acum poate. Până acolo, el se poate. Îi rugă? Spuneți în câte mori mai sunt? Pe Valea Moșerișului mai sunt 4 mori. Din astea 4 mori, care funcționale mai sunt 2, dar în total au fost în jur de 15 mori. Îl dai sigur că mă ține puntea? Da, cum să nu! Am păsat eu trăpăiți, am spus curent fără bani. Lasă curările la tine. Aici nu stai butoni, stai aici. Dau drumul la... Ce faci acum? Dau drumul la curent, la apă, ca să fac curent, să producă zăconiu și să învăț dinamă. De câțiva ani nu mai am treabă cu
Deci gospodăria ta e alimentată cu curent electric. Da. E antena acolo. A fost o investiție minimă, m-am rezolvat curentul pentru gospodăria acasă, pentru mine. Spune-mi, te rog, se poate trăi în natură și așa? Da, cum să nu? Se poate trăi. Dacă îți dai selința, dacă nu... Carnea, de unde o procuri? De acasă. Animale crescuce de mine... Ouăle? Tot găini crescuce... Pâinea? Pâinea iar o face de casă... Grâu? Grâu produs iar de noi... Ce ai nevoie de la civilizație, de la oraș? Mă e foarte puțin. Nu, un zahăr, un ulei? Un ulei, un zahăr, foarte puțin. Da, ai și miere de albină? Da. Câți stupe ai? 4. Se ajung? Pentru casă mi s-a ajung. La cascadă, la cascadă? Nu, avem pe cineva aici. Spuneți-mi, vă rog, ce faceți? Stăm acum. E duminica? Da, e duminica. Spuneți-mi, vin turiști la cascadă, vine zona? Da, vin turiști la cascadă. Spuneți-mi, dacă vor să vină să se cazeze undeva, a unde se cazeze, a unde să rămână peste noapte? Nu au unde să cazeze. Aici așa, ei vin, dar n-au unde să cazeze. Ar fi bun dacă ar veni cineva să facă ceva pentru noi aici așa. Dar nu v-ați gândit așa o mică pensiune? Ba da, dacă ar fi cineva să vină să investească cât de puțin, că noi n-avem. N-aveți putere? N-avem putere pentru așa ceva. Cum vă numiți? Ana, Carage, Ana. Spuneți-mi, vă rog, ce faceți acum duminica după masa? Asta au venit plăii pe aici și stau cu caii, că nu-mi pot să-i închid acasă, că am turnat cement, un graj, până în curce. Bun afară. Da, mai bine stau cu ei afară. Spuneți-mi, vin turiști în zonă? Vin în continuu turiști, dar n-au unde să șadă aici așa. Vin cu mărșâni, la vale aici, au făcut focul noapte, au stat așa la un... În corturi s-au făcut mărșânile, au fost așa, sub tuneagot, așa mai la vale. Dar vreo pensiune, vreun hotel există? Nu. Și ce spun oamenii de cascadă? Foarte frumos, au zis că nu au văzut așa ceva. Au fost de departe, au venit. Serios, și m-a venit și pluva. Da, nu-i perșe, mă, este din ăsta, mreană, nu-i cleană. Asta e moare, era tu. Asta e moare. Da. Hai că te sugi un pic. Bun, ceau. Aici unde mergem? Aici mergem. Bun, aici. Nu mă urtai, vale. Nu mă urtai.
Cum vi se pare cascada? Frumoasă. Este frumoasă? Da. Ce vi se pare deosebit la... Apa, peisajul... Ce spuneți de aceeași cascadă de înaltă de vreo 20 de metri și plină cu apă? O fi mai frumoasă ca aceasta. Există la Moceriș. Nu acum de acolo venim. De la? De la Moceriș. Da. Moceriș. Foarte frumos. Cât de cascadă de la Moceriș? Nu, n-am auzit. Închipuiți-vă pe asta de vreo 10 ori mai mare. Și unde o găsim? 15 km de aici mai jos. Mai la vale. Ok, da. Sună foarte interesant. De cascada asta ce părere aveți? Superbă, superbă. Cum cade apa, cum se împarte așa foarte, foarte frumos pe toată jumătatea asta, e extraordinar. Iarna-s curios cum arată, că n-am fost. Deva. Am văzut că ai fost până jos la cascadă. Cum ți se pare? Foarte frumoasă. E frumos. De cascada de la Moceriș, ai auzit? Nu, dar mi-a spus dumneavoastră să mă duc. E aproape ora 8 și lumea tot vine. Da, încă mai vin. Ați avut triște azi? Da, am avut în jur la vreo 500 de persoane. Și ieri? Ieri vreo 400, cam așa, 350-400 de persoane. Vin oamenii? Da, vin, mai ales în weekend. Vin mai mulți. Acum luna asta mai, după aceea, se termină cu concediile. Miloș Păun, sunt ranger la Parcul Național Cheile Nere, Beușnița.